Deci am fost sesizați printr-un apel la 112. O persoană de sex feminin a escaladat parapetul punții pietonale de peste râul Someș și a sărit în apă cu intenția de a se sinucide. Am ajuns la fața locului, am văzut persoana în apă, am intrat imediat în apă și am înotat până la ea, am scos-o din apă, era cu capul în apă și am scos-o din apă, după care am făcut primele manevre pentru resuscitare și i-am asigurat funcțiile respiratorii. Era inconștientă? Da, era inconștientă. După ce i-am făcut o respirație gură la gură, și-a revenit, a eliminat apa pe care o inhalase în cavitatea bucală și în organele respiratorii și a început să coopereze cu mine, mi-a răspuns, mi-a spus numele și după care am așteptat intervenția pompierilor. Cât timp ați stat în apă cu fata în brațe? Aproximativ 20-25 de minute, deci până au ajuns colegii de la pompieri și care au intrat cu o barcă. Apa era foarte rece și aproximativ 25 de minute am stat. V-ați gândit vreun moment că vă puneți viața în pericol când ați intrat în apă după ea? Teoretic eram conștient că nu o să fie ceva foarte benefic pentru sănătatea mea, dar era primordial, deci să salvez acea tânără. Vă considerați un erou? Eroii sunt acolo, la locurile lor.